Pentru că Ovidiu câștigă întotdeauna. A trăit pe scenă o viață și nu renunță la marea lui dragoste. Ropote de aplauze au răsunat aseară la Teatrul Metropolis. Piesa Lecția de violoncel a avut premiera. În rolul principal, un gigant al scenei românești, Radu Beligan, a jucat rolul unui politician român aflat în atenția presei. Spectacolul a fost scris special pentru maestru, care va sărbători cei 95 de ani de viață jucând aceeași piesă. Radu Beligan va intra duminică în Cartea Recordurilor de cel mai longeviv actor care încă mai joacă. Exagerez ca întotdeauna. Eu exagerez? Tu ești la care mă minte de 20 de ani. Pați câmpii, mai întâi că de mințit, nu te-am mințit niciodată. Piesa Lecția de violoncel, scrisă de Mona Radu, special pentru maestrul Beligan. E o poveste cu umor, dar și cinism despre viața și problemele de familie ale unui politician român. E primul spectacol, un spectacol foarte legat. Sunt foarte fericit că am avut ocazia să fac acest spectacol. E nu numai o experiență teatrală, e o experiență umană. Pe scenă, ca și în viața reală, alături de marele actor, stă Lamia, fiica sa. Pentru el fiecare nou rol e un examen, chiar dacă are 95 de ani. Și pentru mine la fel. Eu sunt, din păcate, mult mai emotivă decât el. Tania Popa, Rodica Ionescu și Marius Manole completează distribuția Lecției de violoncel. Dar spectacolul are și o prezență inedită. Prezentatoarea observatorului Andreea Berecleanu e parte din piesa de teatru. Își joacă propriul rol pe ecranul unui televizor. Prezintă o știre despre personajul principal interpretat de maestrul Beligan. Controversatul om de afaceri George Popa a depus astăzi jurământul de senator pentru preluarea unui nou mandat în noul legislativ. Lecția de violoncel e doar cel mai recent spectacol construit în jurul lui Radu Beligan, actorul care respiră de o viață teatru. Are la activ mii de reprezentații. Unele dintre ele, cum e piesa pe care a jucat-o cel mai des, Tache, Ianche și Cadâr, le-a jucat an la rând cu Casa Închisă. Maestrul Radu Beligan va împlini pe 14 decembrie 95 de ani, pe care îi va sărbători tot pe scenă, iar în această duminică va intra în Cartea Recordurilor, drept cel mai longeviv actor care mai joacă.